Sindicaliștii Citybus și conducerea companiei au căzut la pace. Aseară, după ora 20, autobuzele din Constanța s-au reîntors pe traseu și au circulat conform orarului obișnuit. Vă reamintesc, ieri șoferii Citybus au paralizat transportul în comun din oraș, după ce dimineața s-au reunit într-o grevă spontană, nemulțumiți fiind de salarii, dar și de blocajul în negocierea contractului colectiv de muncă. Ce i-a determinat pe șoferi să cedeze, aflăm în continuare de la liderul sindicatului Citybus, Daniel Toma. Am ajuns la un acord cu conducerea CT-busului și cu membrii CEAU-ului pentru creșterea salarială de anul viitor cu 200 de lei cu 1 ianuarie 2022, cu încă 200 de lei după aprobarea bugetului local, încă 150 de lei după 1 septembrie, iar la sporuri 10% pentru conducătorii auto, 5% pentru personalul muncitor de mentenanță și 3% pentru restul salariaților. S-a mai avut o creștere de 200 de lei cu 1 octombrie și, per total, este ok. Asta am solicitat de la început, nu am fost ascultați.